Ia să vedem, Matei al doilea, da, mai gata curba, din păcate. Sofia a preluat conducerea acum. Jocul Matematică în Mișcare a fost creat de aitiștii britanici care îi provoacă pe elevi să concureze într-un circuit auto de Formula 1. Mai mult decât atât, toată cursa auto este dirijată matematic prin ecuații pe care elevii trebuie să le inventeze și apoi să le și rezolve. Încep și setează mașina, își calculează vitezele. În funcție de câte ture are traseul, ei trebuie să afle de cât combustibil au ei nevoie. Și bineînțeles trebuie să-și mai schimbe și cauciucurile din când în când. Ei știu cât de des trebuie să oprească, să pună combustibil, să schimbe cauciucurile. De asemenea, pot fi schimbate și condițiile meteo. Jocul a fost gândit pentru geniile școlii britanice, însă ulterior tot mai multe țări l-au cumpărat, ajungându-se la competiții internaționale. În Constanța, într-o singură școală, se predă matematica în felul acesta. Fiecare elev are pe bancă tastatura și monitorul, astfel încât să ajungă cu succes la linia de sosire. Am început pe acest program de 2 săptămâni. Și tot exersez în continuu. Este foarte interesant această experiență cu mașinile. Putem folosi matematica în același timp să și instrăm. Pot face lucrurile pe care face cu inginer în realitate la Formula 1. Și da, a plăcut să mă întreb cu colegii mei să fac și matematică în același timp. Prin urmare, micii savanți se transformă în computere vii care n-au voie să greșească pe durata întrecerii, orice eroare de calcul fiind fatală. Noul club de matematică are deja un mare succes în rândul adolescenților. Prin intermediul softului s-a observat că nivelul cunoștințelor matematice este direct proporțional cu distracția. Elevii constanțeni se gândesc să se înscrie și în competiții internaționale.